Ieri a avut loc licitația pentru realizarea sensului giratoriu de la intersecția Bulevardului Carol I cu străzile Pictor Grigorescu și Oituz. Două firme și-au depus oferta pentru proiectarea și execuția lucrării. Momentan, nu se știe care dintre cele două societăți este câștigătoarea licitației, deoarece dosarele acestora nu au fost complete. În maximum o săptămână se va stabili cine va proiecta sensul giratoriu. Se pare că prețul propus de cele două firme este la jumătatea celui calculat de proiectantul primăriei. S-au înscris două firme, rezultatele încă nu le știm pentru că selecția de oferte este în curs. Selecția de oferte se desfășoară pe internet, așa cum trebuie să desfășurăm o parte, cel puțin, dintre achizițiile publice. În acest moment am cerut celor două societăți care s-au prezentat pe internet la această selecție de oferte încă niște documente pentru că nu le-au prezentat pe toate. Urmează să le trimită tot pe internet, urmează să le vedem, după care comisia va stabili rezultatul selecției de oferte. Cam în cât timp vei ști cine va face sensul giratoriu? Cred că într-o săptămână vom avea răspunsul. O să vă spun că prețurile cu care au venit cele două societăți sunt aproximativ la 60% din prețul estimat de proiectant pentru execuția lucrării. Nu este o noutate, și la alte selecții de oferte am avut această situație în care executanții, din dorința de a câștiga lucrări, mai ales în această perioadă de criză financiară, vin cu niște prețuri foarte scăzute. Până ne bucură acest lucru pentru că facem economie de bani și cu aceste fonduri putem să realizăm și alte lucrări.